Persoană fermecătoare, ai un apel universal datorită căruia ești binevenită oriunde apari. Aspectul tău tineresc și energia înflăcărată răspândesc optimismul incredibil în jurul tău. Nu duci lipsă de prieteni și de admiratori. Îți plac oamenii, te bucuri de socializare la petreceri și evenimente sociale, dar în același timp apreciezi libertatea și independența ta. Tu mergi întotdeauna undeva, cauți strălucire, nu ți este frică să-ți asumi riscuri, având în vedere că circumstanțele lucrează pentru tine și că sunt rareori împotriva ta. Ești obsedată de dorința de a deveni indispensabilă în această viață. Este perfect natural să reușești să te afli în centrul evenimentelor, fie în virtutea talentului tău, a cunoștințelor bogate sau a inventivității. Cea mai mare prioritate pentru tine devine controlul asupra ceea ce se întâmplă, atât la serviciu cât și în viața de zi cu zi. Tu preferi să conduci procesul fără a vorbi inactiv, exprimându-ți clar și deschis voința și așteptând de la cei din jurul tău atenția deplină. Tu nu poți sta când ești ignorată și totuși ești lipsită de maniere dictatoriale, iar excelența față de ceilalți o realizezi prin naturalețea ta. Semnul tău zodiacal aparține constelației Berbecului. Berbecul este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități: liniște, curaj, nevoia de a te apăra în viață, explozivă, ambițioasă, firească și invincibilă, aflată sub puterea războinicului Marte. Elementul tău este un foc strălucitor și arzător, ești o femeie puternică care poate inspira pe alții și îți poți atinge scopurile. Perseverența și hotărârea în combinație cu o voință puternică te pot ajuta să atingi înălțimi fără precedent. Totuși, de cealaltă parte a monedei, temperamentul tău fierbinte, agresivitatea și uneori pasiune excesivă, atât în ceea ce privește sexul cât și în afaceri, pot strica foarte mult. Este mai bine pentru tine să folosești voința ta de fier pentru a combate izbucnirile de furie și aspirațiile zadarnice, ceea ce poate duce la conflicte și chiar leziuni. Calea către armonie se află în autocontrol. Este de asemenea o idee bună să asculți nu numai sentimentele tale, de exemplu, furie sau gelozie, ci și interlocutorul. Guvernatorul tău astral este Marte. Planeta Marte este responsabilă pentru cantitatea de energie și ambiții. Această planetă este favorabilă pentru lucrătorii din domeniul sănătății, funcționari, profesori, actori. Planeta ta în exil este Venus. Lui Venus îi poți mulțumi pentru claritatea și integritatea ta, exprimarea directă. Ești foarte carismatică, provocând simpatia altora. Ești activă, întotdeauna optimistă, ești un bun orator, deci ai întotdeauna mulți admiratori. Ești iubitoare de libertate, iubești viața socială, petreci multă timp la diverse întâlniri și recepții bucurându-te de comunicarea pe care o apreciezi atât de mult. Tu crezi că norocul este de partea ta, ești încrezătoare în sine, nu te temi să-ți asumi riscuri, ești mereu pasionată de ceva, te grăbești undeva, nu stai niciodată inactivă. Ursitoarele te-au înzestrat cu o înțelegere intuitivă puternică a naturii umane, în special în ceea ce privește fundamentele. Deși uneori ai tendința de a simplifica prea mult problema, în cele din urmă reușești să ajungi la baza esenței sale. Se întâmplă ca deschiderea excesivă și claritatea judecății să te împingă cu capul în fântână, dar, ca regulă, calitățile tale spirituale sunt foarte apreciate de cei din jurul tău, iar prezența ta fizică este indispensabilă în momente de pericol sau de necesitate extremă. Ești destul de capabilă să acționezi în mod independent, dar în practică se dovedește că funcționezi cel mai viguros în echipă și nu este deloc necesar ca eforturile tale să fie recunoscute și apreciate. Tu ai darul unic de a lega elementele complet împrăștiate și aparent incompatibile. Cu toate acestea, ai tendința să te înconjori cu preferințe și astfel să creezi dificultăți inutile pentru tine însăți și pentru alții. Ești o persoană bună, dar de multe ori ești criticată pentru că ești prea naivă. Apropo, tu combini minunat copilăria și maturitatea,
Idealismul și realismul, egoismul și responsabilitatea. Se întâmplă să fii greșit în judecată, adesea din cauza urmăririi oarbe a sistemului tău de valori, dar din moment ce nu există nicio intenție răutăcioasă în acțiunile tale, ești ușor iertată de prieteni, rude și admiratori. Poate că testul cel mai serios pentru tine ar putea fi o încercare de a rezista tentației de a juca un singur rol în viață, fapt care te condamnă la o existență stagnantă. Tu trebuie să te asiguri că poziția înaltă pe care o deții la un moment dat nu devine o barieră pentru îmbunătățirea ulterioară. În acest sens, este foarte important să înveți să spui în oamenilor și proiectelor. Te distingi față de alții nativi din berbec având astfel de calități, curaj, noblețe, spontaneitate, ești mereu în mișcare, făcând mii de lucruri în același timp. Fiind o iubitoare de libertate, tu apreciezi independența și aprecierea membrilor sexului opus. Cum afectează data de 3 aprilie soarta ta? Ai o personalitate strălucitoare și puternică, conștientă că misiunea ta este o mare realizare. Te străduiești să devii de neînlocuit, să beneficiezi nu numai pentru tine însăți, ci și pentru alții. Prin urmare, nu este surprinzător faptul că devii ușor lider, că te afli în centrul atenției datorită talentelor, cunoștințelor și abilităților. Datorită naturii tale puternice și curajoase, întotdeauna te străduiești să controlezi evenimentele, atât la locul de muncă, cât și la domiciliu. Ai o intuiție uimitoare, datorită căreia ești capabilă să înțelegi profund de natura umană și poți simți ceea ce se află în spatele vorbelor sau acțiunilor cuiva. Uneori ai tendința de a simplifica fenomenul din cauza naturii categorice, dar în timp poți înțelege esența acestuia. Se întâmplă astfel ca o duritate excesivă în judecăți să te împingă într-un punct mort, să te pună în situații incomode. Dar minunatele tale calități spirituale invadează invariabil respectul față de ceilalți și prezența ta este pur și simplu necesară în momentele cele mai dificile ale vieții. Ești capabilă de acțiuni independente, ești foarte independentă și autosuficientă, dar de cele mai multe ori, cele mai bune calități se manifestă pe deplin în echipă, atunci când este necesar să iei decizii și să acționezi împreună cu alții. În tine se combină calitățile contradictorii, realismul și naivitatea, maturitatea și copilăria, responsabilitatea pentru alții și egoismul. Uneori poți fi adânc înșelată, urmând orbește valorile și credințele tale, dar în acțiunile tale nu există nicio urmă de răutate. Oamenii apropiați te iartă cu ușurință. Cel mai dificil test în viața ta este nevoia de a schimba rolul pe care l-ai jucat întotdeauna pentru a aduce ceva nou în viața monotonă și plictisitoare. Poziția înaltă pe care o ai în societate poate deveni un obstacol serios în calea schimbării și a dezvoltării de sine. Prin urmare, este foarte important să înveți cum să te retragi din proiectele inutile, rămânând în căutarea ceea ce va deveni impulsul pentru noi provocări și cucerirea unui alt vârf, dragoste și compatibilitate. Într-o relație strânsă, ești pasională, directă și sinceră, te îndrăgostești cu ușurință și abandonezi cu ușurință. Deoarece preferi diversitatea și impresiile vin într-o uniune familială, fidelitatea maritală nu este pe lista virtuților. Perspective favorabile pentru o relație sănătoasă și pe termen lung ai cu gemenii care sunt și inovatorii neobosiți. Un sagetător luminos și impulsiv este partenerul ideal pentru tine. Ai multe în comun cu vărsătorul independent, dar va trebui să te aștepți la cea mai înaltă trădare din partea lui. Una dintre cele mai reușite alianțe o poți forma cu un antagonist din pești, care îți va ceda cu bucurie conducerea, încântându-te cu misterul și disidența sa, dar aici ar trebui să-ți calmezi căldura pentru a nu-l ofensa pe partenerul tău. Romanul cu un reprezentant al berbecului este posibil, dar aici poți primi o palmă, ducând de la separare, deoarece bărbatul berbec nu este gata să fie condus pentru o lungă perioadă de timp. Cele mai insuficiente uniuni matrimoniale ale tale sunt formate cu reprezentanți practicei semnelor pământului, Capricorn,
Taur și Balanța, care par a fi atât de plictisitori pentru tine încât vei renunța singurică, dar siculeu, deoarece în lupta pentru conducere apar doar contradicții. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Te străduiești să controlezi totul, ador evenimentele, acțiunile și întotdeauna încerci să te afli în epicentrul lor. Dorești să devii indispensabilă pentru ceilalți oameni, pentru proces, pentru acțiune, în cele din urmă la locul de muncă. Ești foarte slab tolerantă când nu ți se acordă atenție. Poți fi un șef bun, conduci în mod clar, pe scurt, în esență, fără nici o răutate, aștepți să fii ascultată măcar cu atenție dacă nu cu sfințenie. Rareori ai tendințe tiranice, rămânând chiar vie și naturală în stilul comportamentului tău pe scaunul conducătorului. Acesta este secretul superiorității tale frecvente față de ceilalți. Ai talentul de a vedea în oameni prin subconștient, imaginându-le motivele comportamentului lor. Adevărat, în acest fel ai pericolul de a simplifica complexul. Se întâmplă să afișeze o simplitate excesivă sau chiar o claritate a evaluării, care poate ofensa pe cineva, dar în momente grele pur și simplu nu se poate fără tine. Tu poți lucra singură, dar cel mai bine te poți mobiliza într-o echipă. Ești capabilă să reconstitui într-un întreg fragmentele disparate, atrăgând imediat esența lor comună. Zlăbiciunea ta la locul de muncă se manifestă prin faptul că ai tendința să faci din ceilalți animale de companie pentru tine însăți, ceea ce face munca foarte dificilă. Sănătate și boli. Prin natura ta ești puternică și rezistentă precum un cal de povară. Ești foarte preocupată de sănătatea și starea altora, dar ignori complet bolile tale. În timp tu te îndepărtezi de sănătatea ta naturală, dar mai devreme sau mai târziu, vârsta se simte. Tu trebuie să te gândești că dacă îți pierzi sănătatea, nu vei putea să ai grijă de cei dragi, deci trebuie să acorzi atenție bolilor tale chiar din tinerețe. Tu nu suferi de lipsă de poftă de mâncare, ești predispusă la supraalimentare și prin urmare, este necesară monitorizarea greutății. Sunt deosebite de importante exercițiile fizice regulate și dieta cu o cantitate mică de grăsime. Migrenele și tulburările nervoase sunt cele mai frecvente boli ale tale, ar trebui tratate prin relaxare în aerul curat, călătorii, dar trebuie doar să te salvezi de gândirea intensivă în aceste momente. Soarta și norocul. Ai o personalitate puternică cu abilități și capacități extraordinare. Ești un conducător natural, o persoană care poate lăsa o amprentă pe această lume. Ai prieteni influenți, dar și rivali și inamici la fel de influenți. Există totul în viața ta, bogăție, abundență, lux, obstacole și dificultăți. Poți fi la conducerea puterii, schimbând legile și creându-le. Dar la cei cărora le este dat mult, este cerut mult. Dacă ți epuizezi abilitățile, viața ta va fi sumbră, imprevizibilă. Vei pierde multe oportunități, devenind o persoană slab orientată, fără caracter și fără chip. Sfaturi pentru tine. Trebuie să înveți să nu urmezi orbește codul tău deontologic, să-ți amintești de abordarea individuală, care este indispensabilă dacă lucrezi cu oamenii. Nu fi atât de dependentă de aprobarea celorlalți și nici copleșită de ideea de a-i servi. Identifică-ți valorile interioare, menține-te în formă și dezvoltă-ți talentele ascunse. Reprimă-ți dorința de a-i controla pe cei cu care conviețuiești, învață să stai deoparte sau pur și simplu să dispari din când în când. Este necesar să înveți să spui un nu decisiv oamenilor care sunt prea enervanți și ți distrag atenția de la planurile tale. Dezvoltă-ți o tendință de autocăutare a unor noi modalități de dezvoltare și de auto-îmbunătățire. Acordă o atenție deosebită echilibrului tău spiritual, încearcă să descoperi noi talente în tine, să te dezvolți fără teamă de schimbare. Realizează și valorifică puterea ta interioară îndreptând-o mereu spre direcția necesară. Ce cadouri ți se potrivesc? Ești ca un copil care se bucură de orice dar. Pentru tine,
Nu este nimic mai ofensator decât să fii uitat să-ți dăruiască ceva de ziua ta. Dar dacă ceva chiar nesemnificativ este ambalat luminos și vesel, atunci deliciul care te cuprinde va fi asemănător cu o ploaie veselă de vară. Simplul gest al darului va fi acceptat cu plăcere și, în plus, nu vei pleca fără să aduci mulțumiri care pot depăși darul primit cu un ordin de mărime a prețului. A primi un cadou servește ca un buton de pornire pentru atenția reciprocă. Totuși, preferi un dar pe care îl poți încerca imediat sau îl poți folosi ori de câte ori este posibil, astfel încât să ți reamintească de cel care ți l-a dăruit. De aceea, darurile comestibile sunt ca niște felicitări care nu pot fi atinse. Ceva comestibil poate servi ca o sudură pentru darul principal. De asemenea, florile nu provoacă reacții speciale pentru tine. Conform experienței tale, florile trăiesc prea puțin, iar tu atragi deja toate lucrurile vii. Atâta timp cât lucrul poate fi folosit, acela este în viață, dar, potrivit concepției tale, nu poți folosi florile. Un avertisment, nu accepți daruri de la oameni care nu-ți plac. Iubești tehnologia, în special noua tehnologie digitală. Desigur, aceasta îți va aduce bucurie într-un telefon nou, o cameră foto de înaltă calitate. Dacă situația financiară permite un automobil, atunci să fie roșu, în caz contrar, vei invidia în continuare proprietarii de autoturisme roșii strălucitoare. Pentru tine este mai bun un dar ieftin, util în timp, deoarece te poți simți ofensată de un dar scump și inutil. Poți fi dispusă să accepți un set de teflon, mai degrabă decât un laptop chic. Îmbrăcămintea sport poate constitui un cadou bun pentru tine. Ești atât de inteligentă încât sportul nu este perceput ca un hobby, ci ca o componentă obligatorie, consolidând sănătatea. Pentru gospodinele modeste toate felurile de vase, precum și o mașină de cusut, un aspirator nou. Dar dacă cineva ar dori să îți ofere bijuterii, în acest caz, este mai bine să ți se ofere șansa de a alege independent. Cer cei cumpărați cu câteva zile înainte de vacanță vor fi de neuitat pentru tine. Vei primi cu plăcere seturi originale de bijuterii, seturi de manicură și tot felul de brățări sau decorațiuni interioare. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.